Craiovenii s-au grăbit încă din primele zile ale anului să-și plătească taxele și impozitele locale. Oamenii au spus că au venit să plătească obligațiile către bugetul local pentru a scăpa de grija taxelor și impozitelor, dar și pentru a beneficia de bonificația de 10% acordată de municipalitate pentru cei care plătesc în avans până pe data de 31 martie. Da, și noi tot timpul la început plăteam. Și așa ne-am obișnuit și așa facem. Cam cât plătiți așa de obicei? Păi, nu știu, soțul a plătit și anul trecut, dar acum nici nu știu, că nu sunt informată cu el, e cea cu... Mi se păru aglomerat? Nu, chiar nu. Câteva persoane. Cei care au mers la început de an să-și plătească taxele sunt în general vârstnicii. Aceștia spun că vor să-și ia o grijă ca să nu stea cu gândul la datorii. E problema cu parcările, ca să nu primim amenzi. Dar am înțeles că până la 31 martie se puteau... Nu primești amendă în cazul în care nu plătești parcarea. S-a părut aglomerat? Un pic, da. Un pic. Am stat de jur de o oră. S-a părut aglomerat? A fost puțin. Cât ați plătit pentru vinietă? 40 de lei. Și... V-a fost frică de amenzi? Așa le plătesc eu la început de an.